Dacă unele voci au criticat semnarea protocolului USL în Argeș în spatele ușilor închise, considerând acest lucru o greșeală, altele i-au criticat pe liberali pentru locul ales, Vila Florica, acesta fiind un simbol al liberalismului, leagănul familiei brătienilor. Actualul președinte al liberalilor, Crin Antonescu, nu vede nimic greșit în asta. Nu mi se pare deloc o greșeală dacă la Florica s-a întâmplat acest lucru, pentru că Partidul Național Liberal, făcând această alianță, făcând această uniune, nu-și reneagă, nu-și ascunde, nu-și pune în paranteze trecutul. Partidul Național Liberal a asumat această opțiune politică foarte deschis, a explicat de ce o face, nu are cu nimic a se jena nici în fața prezentului, nici în fața trecutului pentru această opțiune și cred că orice interpretare simbolică nu are de ce să deranjeze. Așa cum știți, Vila Florica nu este a Partidului Național Liberal, nu mai este nici a brătienilor, este o locație care e cumva gestionată de către Consiliul Județean. Crin Antonescu a fost informat astăzi și de amiciția care există între liderul PNL Argeș Ion Popa și liderul PDL Argeș, senatorul Mircea Andrei. Această prietenie a fost recunoscută de liderul liberalilor argeșeni. Este vorba de o amiciție personală cu președintele PD-ului. Dacă vreți așa ca element de culoare, nu m-am văzut și nu am vorbit cu dumnealui de luni bune, dar asta nu înseamnă că n-am criticat de fiecare dată când a fost cazul toate acțiunile politice pe care le-a întreprins în județul Argeș. Eu cred că aici contează dacă e vorba de o prietenie politică și o prietenie politică sper că nu e. Pe de altă parte rămâne curiozitatea asta a mea și eu o să-l întreb, dar e o curiozitate intimă și am să-l întreb în intimitate. Crin Antonescu a vizitat astăzi județul Argeș pentru a participa la Liga Aleșilor Locale ai PNL.